Medicii vor primi mai mulți bani pentru gărzi, iar unele sporuri vor crește cu 100% de la 1 octombrie. Ministrul Sănătății face acest anunț adăugând că a fost adoptată ordonanța de urgență care modifică legea privind reforma în domeniul sănătății, astfel că medicii străini școliți în România vor putea să obțină mai ușor un loc de muncă în spitalele din țara noastră. Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a anunțat după ședința de guvern că plata gărzilor va fi făcută la un nivel rezonabil. De exemplu, un rezident de anul 3 dintr-o unitate clinică cu un spor de 50% va avea o plată netă de 257 de lei în cursul săptămânii. În cursul weekendului va fi 547 de lei la un spor de 100% și 411 lei la un nivel minim al sporului. Acum câteva săptămâni am promis că vom aduce plata gărzilor la nivelul normal. Deci de la 1 octombrie, plata gărzilor va fi făcută la un alt nivel. Aș vrea să mulțumesc tuturor organizațiilor profesionale, Colegiului Medicilor, sindicatelor pentru discuțiile constructive pe care le-am avut și mă bazez cu siguranță pe colaborarea dumnealor în continuare. Există un site care se numește respectpentrumedici.ro, pentru că despre asta este vorba, despre plată, despre respectul pe care vrem să-l acordăm profesiei medicale, o profesie a cărei importanță nu pot să o subliniez destul pentru România. Pe acest site veți găsi de asemenea detalii despre nivelul plăților pentru toate categoriile de medici, pentru toate categoriile de gărzi. Mai mult, un medic primar cu o vechime de peste 20 de ani dintr-o unitate clinică poate câștiga pentru o gardă weekend 1200 de lei. Ne apropiem de un nivel rezonabil, cu siguranță există loc de îmbunătățiri. Cred că e un pas important, vorbim de o creștere de 42% în cazul rezidenților până la 90% și ceva, a declarat ministrul Vlad Voiculescu. Ministrul Sănătății spune de asemenea că a fost adoptată ordonanța de urgență care modifică legea privind reforma în domeniul sănătății, astfel că medicii străini școliți în România vor putea să obțină mai ușor un loc de muncă în spitalele din țara noastră.